Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale OLT au desfășurat percheziții ieri la domiciliul mai multor persoane bănuite că erau conectate ilegal la rețeaua de energie electrică. În urma cercetărilor, polițiștii au depistat un dispozitiv în interiorul contoarului care le permitea să nu plătească consumul de la rețeaua publică. Din cercetări a reieșit că persoanele ar fi montat în interiorul contoarelor electrice contra unor sume de bani un dispozitiv telecomandat în scopul consumării de energie electrică din rețeaua publică fără a fi înregistrat consumul și fără a putea fi facturată cantitatea de energie electrică consumată, prejudiciul urmând a fi stabilit ulterior. Transmite poliția printr-un comunicat de presă. În urma controalelor, 9 persoane au fost reținute de poliție pentru mai multe cercetări. 3 dintre acestea au fost arestate preventiv pentru 24 de ore, urmând să fie duse în instanță. În urma probatoriului administrat, în aceeași zi, pe numele a 3 persoane au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, acestea fiind introduse în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, urmând ca în cursul zilei de azi, 14 octombrie 2022, să fie prezentate instanței de judecată cu propuneri legale, a transmis poliția. Anchetatorii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili dacă mai sunt implicate și alte persoane.